Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Spanov cu un video nou. Deci, cine a participat la programul Bounty Crow Token? Deci, așa ceva un site unde noi făceam sarcini diferite pentru care primeam puncte. Deci, Bounty numărul 1 s-a finisat și s-au făcut totalurile. Deci, vedeți, pentru primul loc, cine a ocupat primul loc, cel mai multe puncte adunat, a primit 500 de mii monete. Deci moneta undeva 10 cenți, s-a cotit 50 de mii dolari pentru primul loc. Locul 2, 200 de mii, 100 de mii și așa. Deci locul 10, 20, 10.000, iar restul, care mai puțin au avut puncte, deci au fost împărțit în trei categorii. Bronz, au primit 50 de monete. Deci cine este bronz, care a avut mai mult de 2.499 de puncte. Cine a avut mai mult de 4.999, 100 de monete, mai mult de 9.999, a primit 300. Deci acum s-a început Bounty 2. Bounty 2 are câteva zile. Deci în Bounty 2 se dă deja nu 2 milioane jumate de monete, dar 6 milioane jumate. Unde noi facem înregistrare din nou. Deci de la 0 începem. Deci ăsta e alt concurs unde deja vor da mai multe monete. Dacă aici era de la 50, aici de la 800. Iar primurile locuri vor fi tot așa, în jur de 1 milion de monete. Primul loc 1 milion valo. Deci de două ori mai mult cât a fost în prima tură la Bounty. La fel, deci trebuiește de făcut înregistrare pe alt site, site-ul unde este portofelul. Deci acest sit este așa ceva, crowdtoken.sale. Acest sit tot va fi sub acest video. Deci vor fi două link-uri, unul la înregistrare în Bounty 2, a doilea pentru înregistrare pe site-ul unde vom primi acele monete ca cine a participat în Bounty 1. Deci în balanță aici ele vor fi. Deci intrați în login și My Wallet. Dar ca să puteți primi aceste monete, în primul rând trebuie de îndeplinit My Profile datele. Ce date? Deci uitați. Eu deja aici am ieșit. Deci înregistrare se face. Pur și simplu alegeți limba care doriți, pur și simplu am ales în acele care sunt. Deci este rusă, engleză, română, noi. Și am ales rusă, că eu o cunosc. Dar alegeți engleză, de pe unde? Unde? Prima dată faceți înregistrare aici, indicând nume, prenume, e-mail. De dorit același e-mail care l-ați folosit la înregistrare în Bounty 1, ca să nu vă confunde cu alte persoane. Păsați nu sunt robot, pe e-mail vine un mesaj care activați, pe urmă deja cu login intrați, unde introduceți. Deci faceți înregistrare paș după paș, ce sunt mai mulți pași. Pe urmă, când intrați, intrați cu parola și login-ul. Cum ați intrat, deodată intrați la Edit Profil. Și introduceți datele. Deci ce date introduceți? Aici puneți o imagine de fond care o apăsați aici că e să încarce și se adaugă aici. Deci faceți o pagină personală.
Deci aceste pagine personale, ele unele date din trânsă le trebuiesc ca să participați la Bounty 2. Deci, de pildă, acolo este o sarcină unde eu o să verifici dacă s-a adăugat de pildă poză. Poza aici se adaugă. Pe urmă aici scris de pildă ce vă ocupați, ca exemplu, ceva despre dumneavoastră. Pe urmă, treci la pasul 2. Pasul 2, verificați mobilul aici. Scris telefonul, apăsați pe săgeată, ca să vă trimate un SMS, SMS-ul vine, îl introduceți aici, apăsați din nou și pentru fiecare pas se dă câte 10 monete. Deci 10 monete, dacă ați făcut. A treilea pas, unde trebuie introdus deja datele, care neapărat trebuie introdus, că dacă nu le introducem, nu vom primi monetele care le-am câștigat în Bounty 1. Deci și adresa, localitatea, regiunea, codul poștal. Când ați introdus toate datele, deci ele trebuiesc pentru poștă, pentru că ei vă trimit un card, așa să spunem, cu un cod, care pe urmă va trebui de introdus aici. Deci acest în formă de felicitare. El înfumpli că vine în 10-14 zile lucrătoare. Când el vine, introduci 10 și mai primiți încă 10 monete și treci la pasul la 4. La pasul 4, unde puteți să mai faceți încă 50 de monete. Dacă faci un video spot scurt care îl trimiteți pe WhatsApp despre dumneavoastră și primiți 50 de monede. Acum, unde vedeți în portofel, se vede monetele. Deci, când și cum ați primit le puteți vedea. Pentru înregistrare, eu pe 3, 27 martie am făcut. Pe urmă, pe 20 mai am introdus datele în profil ca să primesc monetele de la Bounty. Și deja pentru referal, azi o persoană s-a înregistrat, nu am mai primit încă 10. Deci uitați, ei scriu că moneta costă 3 cenți. 3 cenți, de ce că este 30 de monete la 3 cenți, 90 de euro cenți. Deci, ce mai este ce important? Mai studiați, mai vedeți de ce e important să introduceți datele. Acum, la sarcini. Cum am spus, pentru fiecare sarcină îndeplinită avem puncte. Deci, când am făcut sarcină, ea, vedeți, se schimbă la culoare. De pildă, dați să facem o sarcină, să vă arăt și aici cum se adună puncte. Deci, apăsăm pe sarcină. Mai jos scrie că este un careva text, dacă te pildă, noi nu înțelegem engleză, îl copiem. Ducem într-un translator. Punem, plasăm informația și citim ce condiții se cere. Puteți câștiga 10 monete cu o recompensă de 50 de întrări pentru verificare adresei de domiciliu. Deci pentru verificare adresei de domiciliu. Deci, cum am spus, acela când îi trimit o felicitare
imprimate, deci cu un cod imprimat pe carte poștală, special și trimis la adresa din domiciliu. Deci după ce primiți acest cod, prin plic și l-ați introdus, faceți această sarcină. Că ei o să verifice dacă ați făcut ori n-ați făcut acest lucru. Deci ați făcut, ați introdus aici numele și ați apăsat Submit. Deci acest sarcină mai lăsăm. Deci aceste sarcini noi putem să le facem în 2 luni. Deci avem când? Principalul să mă uitați. Deci următorul. Sarcină. Так, din nou, copiem, lăsăm în loc de, și vedem ce vorbim. Deci, uitați ce spune, și citiți acest post pe blog despre noua noastră promoție și introduceți răspunsul corect. Cât de multe garantă. Toane conține un CROF token card. Aha. Deci aici ei ne roagă să citim atent mesajul care ei l-au plasat pe site-ul Medium. Deci el deja zice noi, eu pot să vă spun că m-ai citit. Acolo scria de 500 de monede. Deci, cătare despre această informație, și mai jos, așa unde l-am văzut-o. Deci uitați, de pe cardul acesta, dacă noi îl cumpărăm, câte monede primim? Și o scrie 500 de monede. Și 3000. Sute douăși unu, treizeci nou. Deci așa pas după pas facem sarcină. Deci când sarcină ai făcută, deja ei făcută cu alt culoare. Și așa trecem la următoare și tot așa. Sarcini sunt, uitați-vă pe rând, atent studiați ce trebuie făcut. Căci cât mai multe puncte aveți, cu atât mai multe monete o să aveți în final. Deci rubin, 800 de monete acesta, 3000, acesta nivel, 12000, tot nivel 12000, la 3 cenți, asta e vreo 400 de dolari, sau după 360. Deci, prin ce sunt interesante aceste promoții bounty? Că ele sunt gratis. Deci nu trebuie să îi riscăm cu banii proprii. Și când se întâmplă, deci da, asta e în timp, leacă e timp, trebuie așteptat, dar acum facem aceasta. Mâine apare altă monedă și în fiecare zi este ocupație și treptat. Pe urmă el începe apărea rezultate. Deci nu trebuie să vă dezamăgiți că tare lucru făcut odată, treptat, el pe urmă începe aduce roade. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.